Te salut! Este greu să te angajezi dacă nu ai experiență? Este un mit. Este chiar mai ușor decât crezi. Trebuie doar să ții cont de câteva ponturi și să ai încredere în forțele proprii. Cum? Urmărește-mă cu atenție. Întâi și întâi, alege o tehnologie. Nu-ți face griji dacă nu o cunoști la perfecție. Nu ai experiență. Este de înțeles. Însă gândește la una sau mai multe teme pe care ai vrea să le dezvolți în mici proiecte legate de acea tehnologie. Studiază tutoriale, parcurge informații utile și încearcă să pui în practică ceea ce ai învățat. Scopul proiectelor personale este de a te ajuta să te dezvolți și să exersezi. Folosește Git pentru a-ți organiza proiectele. Oferă potențialilor angajatori posibilitatea de a-ți vedea munca. Dacă nu știi despre ce vorbesc, urmărește tutorialul realizat de unul dintre colegii noștri, o să găsești un link în descriere. Pregătește-ți CV-ul cu seriozitate și când spun seriozitate, mă refer să adaug la categoria experiență link-uri la proiectele personale sau de la facultate. Nu uita să adaugi orice altă activitate relevantă în domeniu. Arată că ești pasionat de ceea ce faci. Și dacă e să-ți mai spun un mic secret, dă un search pe Google și caută Agile. Este o metodologie de lucru folosită de foarte multe companii în IT. Acestea sunt câteva sfaturi pe care trebuie să le urmezi dacă vrei să dai startul carierei tale în IT. Deci, dacă ai alte întrebări, scrie-le, trimite-le, ca să știm ce fel de videoclipuri să facem mai departe. Nu uita, ai încredere în tine. Noi avem. Baftă!